singuri și uitați de lume, fără să știe dacă vor avea ce să pună pe masă și mâine. Este cazul a mii de bătrâni din țară, cei mai mulți din județul Vaslui, polul sărăciei din Europa, sunt ascunși în casele lor mici, lăsați în urmă de către rude. Localnicii de toate vârstele își asigură cu greu un trai decent. Bătrânii cu frunțile încrețite de griji și frică sunt cei mai afectați. Lipsiți de puteri, ei nu mai pot munci cu ziua așa cum fac cei mai tineri, iar ajutor primesc rare ori. Bunicii rămân din ce în ce mai singuri. Plecarea tinerilor la studii sau la muncă în orașe sau țări îndepărtate de locurile natale, precum și lipsa unui sistem de îngrijire bine pus la punct, transformă România într-o țară a bătrânilor singuri, nevoiți să se descurce pe cont propriu. Singurătatea vârstnicilor este o problemă care merită mai multă atenție din partea societății. Mai mult, sentimentul de inutilitate al bătrânilor reprezintă una dintre cele mai mari dificultăți, cu care se confruntă cu riscuri nu doar pentru starea lor de spirit, așa cum am putea crede, ci și pentru sănătatea lor fizică. După o viață întreagă în care s-au dedicat creșterii copiilor, apoi nepoților, plecarea acestora și excluderea treptată din viața lor este o lovitură extrem de puternică pentru ei. Pentru a veni în sprijinul vârstnicilor din România, Fundația Principesa Margareta a României a lansat anul trecut un serviciu unic în țara noastră, telefonul vârstnicului, care poate fi apelat gratuit la 0800 460 001 de către orice persoană în vârstă care are nevoie de consiliere, sprijin practic sau emoțional, sau care vrea să reclame abuzuri, apelurile fiind preluate de operatori specializați în asistență socială.